N-am reușit să stau acasă nici pe vremea asta, că nu e așa periculoasă, doar ce a plouat. Acum văd că cerul e foarte mișto și opa! Ia să vedem cu noroiul pe aici care e treaba. Hai că e bine, un pic de nisip. Și am venit să arunc un picuț lanseta în baltă, pentru că mâine o fi duminică, dar mâine sunt de serviciu. Am serviciu și mâine nu se mai poate, deși mâine se îmbunează timp. Na, asta e viața. Hai acum. Hai să vedem ce ieși pe norul ăsta. Vedem ce-o fi pe norul ăsta, ce poate să iasă azi. Okay, vede culoarea. Ce frumos, pentru că este și Sorinel acolo în spate. O să vedem, cred că se vede acolo. Ah. Și mă apropii de locșorul meu de suflet, aici. Așa. Ah. Și să vedem oltulețul azi cum se prezintă. Vă face un pronostic. Opa! Scurt. Și anume, tulbure, cred că se prezintă. Dar până la urmă, încă vreo 2 ore cu Sorinel în spate. Sunt binevenite. Așa. Așa, direct peste câmpie. Așa. La locșorul de suflet. Și el este crescut. Ok. Crescut acolo. Hai să vedem ce este azi. Dacă îi vedem culoarea, că prea tulbure nu pare. Păi, nu vede nicio... absolut nicio mișcare. Nicio activitate. Dar măcar mă bucur, pentru că testăm sculicica asta nouă din Decathlon, o Daiwa Ninja 2500, pardon, și cu fir textil, pentru că am schimbat un pic și noi lucrurile și mai aștept să-mi vină și o lansetă mai de spinning, așa, un pic ușoară. Asta este o Germina. E cam de seamă cu mine, așa. Și mai am vreo 5 germine, mi se pare că am. Sunt lansetele copilăriei mele. Opa, prima săritură. Deci, s-ar putea să fie great. Apa nu e tulbure. E ok, dar e crescută față de zilele trecute. Și s-ar putea să avem surprize. Sunt sigur că o să avem surprize. Hai să vedem ce este. Ia să vedem o primă capturică. Cam tu, papa. Frumos. Așa. Ia să vedem ce ne-a adus nou. Frumușel. Frumușel. Perfect. Primul pește cu această Daiwa. Deci se poate și azi. Băi, stai, nu mișca. Freeze. Bă, dar ce s-a înfipșit? Gata. Prima capturică. Bun, ușor. Pe cât e ceasul? 18 și 18 minute. Mai avem așa cam vreo 40 de minute de pescuit.
Mă bucur că am luat un clenuț. Activitate pe apă este, dar nu prea vrea la... Nu prea vrea să mănânce plastice azi. Deci trebuie să aruncăm mai multe plastice în apă. Clar, altul nu are mult plastic în el și asta nu vrea să mănânce, că nu e obișnuit plastic. Asta e logica mea, nu? Da. Abia aștept, drăcinia asta, ninja asta se comportă foarte frumos. Am luat un fir textil spider, nu știu cum, 007, foarte mișto. Se simt vibrațiile nălucii prin apă. Foarte mișto, abia aștept să-mi vină și mie Odaiva Silver Creek de 2,35 m, care mi-a comandat-o special pentru locușorul ăsta de pescuit, care locușor îmi place extraordinar de mult, pentru că în 40 de minute sunt cu bicicleta de acasă aici, în 50 de minute din momentul în care plec din casă am lansat-o în apă. And that's very cute. Da, nu obișnuiesc să mă plimb pe malul Belții să-l caut. Trebuie să stau pe scaunel așa frumos și să-l aștept. El apare. Deci până acum avem un clenuț. Să vedem. Dacă mai vrea vreo unul în cele 40 de minute care au mai rămas de pescuială. Let's... Încă o partidă. Haide, mă. Hai, urcă, urcă, urcă. Încă o partidă în care am văzut culoarea la clenuț. Și acum am luat un fric de... N-am aerul cu mine. Noroc că am geaca de ploaie la mine și mi-am luat geaca de ploaie pe mine, că altfel era cam cruntă treaba. Deci pentru 2 ore de pescuială și o pedală, partida asta a fost și asta un succes fulminant. I-am văzut culoarea, sunt mulțumit. Am testat și noua mulinetă. Aștept, cum ziceam, să-mi ajungă și lanseta, să-mi ajungă și Daiwa Silver Creek-ul de 2,35 m, am luat-o eu cu acțiune 3-14 grame și nu mai pot de frig, de-ați de trușit. Mama, abia aștept să mă încălzesc, să încălzească motorul la bicicleta, să bage căldură, că nu se mai poate. Și acum înapoi acasică, că mâine se anunță timp frumos, dar mâine servici și nu prea avem cum să facem nicio manevră și așteptăm ziua de luni, că luni am liber. Da. Și luni revenim aici la locșor, unde vreau să-mi iau și eu căsmăluță ca să îmi fac eu un pic așa, să-mi aranjez un pic malul acolo frumos, să fie mișto. Că poate mai vin cu prieteni, că mai descoper prieteni pescari și să avem loc să dăm toată lumea. Da, cam asta a fost și pe ziua de azi, a venit și frigălău, that's not cute. Da, mergem mai departe, așteptăm iarna și cu speranța să avem acolo în octombrie și noiembrie simpaticuțe, ca să fie loc de aruncat pe aici niște valvele pe un balt. Salutări!